Hello! Și bine am găsit la un nou episod de pe acest minunat canal! Astăzi voi juca... De fapt, vom juca, mai bine zis, Corpse Box Racers. Deci, practic, eu sunt un mort într-o cutie. Doamne! Ce jocuri ciudate s-au mai inventat, nu vine să cred. Deci, eu nu știu cum se mișcă. Tipul ăsta n-are un stres. E mort. Zici că poartă doar niște ochelari de soare. Și nu știu exact cum ar trebui să mă mișc. Deci, ăsta e spatele, ok? Ăsta e spatele. Aha. Stai, că nu cred că stau bine aici. Ok, o să mergem cumva... What? Oh, ok. Oh, ok, deci bănuiesc că așa putem să intrăm într-un nivel, dar... Dar cum s-ar presupune că am putea să intrăm într-un nivel? Ah, așa intrăm în nivel, ok. Ui, ui. Ah. Oh, nu, oh, nu, ce se întâmplă? Trebuia să facem chestia asta, nu? Da, nici eu nu cred că trebuia să facem asta. Să dăm și muzica puțin tare mai încet. Așa. Pui! Cum s-a presupune că trebuie să controlez cutia asta? Oh, mamă! Deci o să stăm puțin mai încoace. Așa, uite așa. Ne îndreptăm și o zbugim! Ui! Ce joc ciudat! Ah, nu! Oh, nu vine să cred. Stai așa. Nu, no, nu e bine. Stai. Oh, de ce m-a dat așa iurea? Ce de weird. Adică nu puteau să facă o persoană acolo. De ce? Persoana, bă, vie, nu neapărat o persoană. Înțelegeți voi, nu? Ui! Oh, Doamne. Oh, Doamne. Cum dai înapoi să nu mai faci chestia asta? Oh, mie și milă de el. Uite și tu merge cu curul încolo. Ok, mai încercăm o singură dată dacă nu reușim. Ok. A trebuit să dau restart pentru că... A pișit el așa, pur și simplu, din cutie. Că i-a venit lui. Dar este așa o lecuțică. Haide, du-te! Oh, nice! Am ajuns în chestiuța asta cu baloane. Ia să găsim noi alt nivel, pentru că ăla e foarte complicat. Wow! Deci astea sunt nivelele, practic, nu? Sunt ca un fel de machete. Ah, înțeleg! Ui! Trebuia să fac asta, știi ce? O să mă duc pe mijloc. Dar de ce cutia asta derapează așa, o leacă? Ce e asta? Oh! Yay! Avem un punct! Deci, practic, scopul acestui joc e să arunci cu trupuri de astea moarte în găuri! Doamne! Ui! Avem din nou un punct, o să încercăm să arungem și a 3 puncte acolo pe mijloc. Să vedem dacă reușim. Nu sunt sigură, dar s-ar putea să reușim. Da, n-am reușit. Acum, da, fără cutie. E atât de interesant că atunci când te responează, pur și simplu te dă fără cutie. Like. N-ar trebui să te dea cu cutie? Care-i treaba aici? Și e foarte greu de controlat la un anumit nivel. Like. Am încercat să mă duc pe rampa aia, dar n-am reușit pentru că e prea greu de controlat. Deci să vedem noi ce nivele mai sunt pe aici, pentru că am făcut și noi câteva puncte. Ia să vedem ce e pe aici. Oh, ce cu asta? Ia să vedem noi. Aia e o cursă. Nu, nu vreau aia. Nu vreau, vreau cursa asta. Mă! Nu așa rapid, bă! Înapoi, du-te acolo. Nu. Așa, aia, măi, așa. Uda! Ui! Oh, deci pot să iau de gen de unde a rămas cutia dacă rămâne în sus sau ceva? Ah, uite așa ajungi la finish!
fără prea multă chinuială, așa ajungi la finish. Yay! Iasă din ce nivele mai sunt pe acolo. Am crezut că o să fie o cursă mai multe persoane, dar cred că am selectat un nivelul greșit. It's the weird. Atât de weird jocul ăsta! Și o să mergem cu spatele. Vreau să mă întreb cu oamenii. Pleacă, mă, du-te! Ok, bine. Meniu, mă duc înapoi în meniu. Mă duc la întrecerea asta. Oh, ok. Wait. Ok, am înțeles. Nu e întrecere cu un robot. Te joci tu cu mai multe chestii de astea. So, dacă eu am așa astea, cum se presupune că ar trebui cumva să facem gen cu 4? Like, sunt, nu știu, un număr de controle. Ah, sunt W, A, S, D. Stai că avem noi tastatura acolo. 1, 2, 3 acolo și I, L, K, J, B. Ok, bine. Ok, ok. O să mergem înapoi la chestia pentru o singură persoană imediat ce să reușim. Și mamă, ce cald e aici. Și nasol că a venit vară, e foarte cald. Tot e insuportabil. Aoleu. Oh, ok. Dai că dăm restart. Deci nivelele alea sunt blocate. Uite, uite, e ceva infinit aici. Oare putem? Uite, ceva aici. Oh, uite ceva interesant aici. Oh, ia să vedem, să vedem. Aha. Skate park! Asta o să fie atât de ciudat. Yay! Uite câte mișcări am pe mine. Vai, vă dați seama ce e aici. Uite, sunt mai ceva decât un skater profesionist. Sunt un skaterboard profesionist. Doamne, e atât de macabru jocul ăsta. Aștia care au făcut jocul ăsta cred că au avut o minte foarte bolnavă, like, cum să te gândești să faci așa ceva? Mergi înapoi în cutie. Vreau să mă duc pe o chestie pe acolo. Vreau să fac scheme de alea faine. Cutia mea e blocată. Ah! E bine, e bine, e bine, acum e bine. Și primesc puncte, ce fac aici? Nu, deloc, ok. Yo, ce tare! Uite, știi cum cad cutia asta, n-am stres. Cad și nu pățesc nimic, pentru că deja sunt mort. Yes! Sunt regele sau regina sau ce-o fi a skateparkului acesteia. Yes! Sunt atât de dată pe spate încât cad din cutie. Pădunț. Știu, n-a fost o glumă bună. Este atât de fain. Ia zi, ce mai e pe acolo? Ce nivele mai sunt? O să ajung acolo, ok. Ia uite ceva interesant aici. Dai, nu. Am reușit să-mi mișc alea. What? Ok. Dai, încolo. Îmi place că m-am apropiat de aia, dar nu puteam să intru. Like, nu pot să intru pe la spate, serios? Așa. Haide, du-te. Nu cred că trebuia să facem asta. Oh, Doamne, de ce atât de abrupt? Trebuie să mergi cu încetinitorul aici. Și îmi place că dacă te oprești așa pur și simplu, eu nu mai merge. Nu! Cred că trebuie să iei cu viteză și gen să-l controlezi tu cumva. Uite, băi, deci orice îi face, ăsta cade, efectiv cade, pentru că, e bine, nu-l afectează gravitația. Cum ne afectează pe noi, pe la el e mai rău. Oh, Doamne. Cutiuța mea, o să cădem aici până la nesfârșit.
Oh, dar apare m-a dat sus înapoi, ok. Bun, păi nivelul ăsta e prea greu, pentru că cutia noastră nu e foarte bună. Pare foarte rău că nu putem să-i dăm și noi la upgrade acestei cutii. Deci să vedem ce e aici. Ia, hai să vedem. Hai. Ui! Ați văzut tot? Ah, stai așa că sunt mai multe chestii. Eram atât de uimită, la cum? Momentul ăla când case aproape de finish. Upsi! Yay! Ui! Am făcut chestia asta. Vai de mine. Da, să vedeți, asta o să fie grea. Haide, haide, haide. Scria să folosesc W și S ca să mișc cutia în aer. Ok, asta e ciudat, dar n-am folosit-o până acum. Ok, ups, 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 ups. Nu trebuie să facem asta. Dacă sunt niște borduri aici, n-ar trebui să te și ferească de accidente de astea neplăcute? Nu? Nu? Eu așa cred. Finish! Mamă, deci mă gândesc acum că traseul ăsta o să devină atât de greu și complicat și aiurea și nu mai știu exact ce se zice. Așa. Deci aia e fața cutiei, cutia asta seamănă. Și nici n-are o gaură pe singură parte ca să zici că băi, stai că asta știu că e fața sau nu. Hai, du-te, 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 hai, hai. Na, 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 na. Voilà. Cu sau fără cutie? Sau fără mine în cutie tot am reușit să terminăm nivelul ăla. Deci e bine. E foarte bine. Așa e bine. Pentru o secundă am crezut că o să fie ceva gol acolo. Ei, ce? Oh, ok, am reușit să le deblochez. Și gen alea deblocate de mine acum care le-am făcut. Deci ca să le deblochez pe alea de acolo, trebuie să fac pe asta, dar asta mi se pare. Ba nu, stai, 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 că zic prostii. Nu, trebuie să deblocăm nimic, acolo e ceva infinit, dar care, hai să vedem care e treaba cu ele. Cred că trebuie să apară, nici nu știu sigur. Bun. Ia să vedem noi ce mai e pe aici. Sau pe asta am făcut-o. Nu, n-am făcut-o. E o chestie cu un carusel. Sunt baloane acolo! Yay! Oh, asta e așa drăguț, dar a murit! Cutia mea? Așa. Ok. Așa, ușurel. Dai, mai încercăm încă o dată. Trebuie să reușim, nu se poate așa ceva. Hai, mă, du-te în cutie. Deci o să mergem așa lent. De ce a luat-o cutia mea apărătură așa deodată? A fost așa ciudat. Nu! Nu! Cade! Dă-te, bă, că cade! Nu! Stai-te așa, o secundică, trebuie să reușim! Haide! E de ciudat că în momentul ăsta îmi țin mâna pe picior, nu pe mouse, pentru că nu am nevoie de mouse în jocul ăsta. Da, mă, și tu mai ca lumea în cutia aia. Mă faci de râs, domnule mort. Cred că am terminat baloanele. Cred că am împrăștiat baloanele astea puțin cam prea tare. No! Nu vine să cred, deci dacă trec de curba respectivă, toate sunt bune și frumoase. Nu e atât de greu să-l fac, dar mă împinge curba aia unde nu trebuie. Uii! Stai, am primit un punct! Pentru atâta chinuială am primit un punct! Ești nebun, un punct! Oh, Doamne!
bun, dragii mei, pe aici se încheie acest episod. Vă rog foarte, foarte, foarte frumos să lăsați un like mai jos dacă v-a plăcut acest episod și dacă vă place ceea ce fac eu aici și dacă respectați acest canal și chiar vă place foarte mult ce e aici, vă rog foarte frumos să apăsați și pe butonul de subscribe acolo cu roșu, știți, sub canal. Și avem canalul, acolo scrie Tsuki, o bifă și de desubt un subscribe. Zic asta nu că neapărat că n-ați ști, dar vreau să vă conving să dați și voi un subscribe și... sper că o să aveți o vacanță plăcută pentru că într-un final am și o vacanță. Și pa, pa!